și o să le umplem cu ganaj de ciocolată, forma cu care am făcut, am să dau puțin prin făină. Vedeți? Aici o bucățică de hârtie de cort. O punem deasupra pe această formă de aluminiu. Și o să punem floricica noastră. Și o să o dăm așa la cuptor. Și o să iasă ceva de genul acesta. Să mai întindem puțin, puțin. Cred că este de ajuns așa, iată. Cam ca să nu fie prea gros. O formă de puișor și o formă de iepuraș. Și o să tăiem cu aceste forme. Aluatul este foarte simplu. Este fără praf de copt. Ia uitați. O să le punem în tavă. Apoi o să le decorăm cu ciocolată și o să le umplem cu ganaș. Aceasta este rețeta mea de paleuri. Am modificat-o puțin ca să pot tăia cu formele. Ia uitați. Le tăiem și apoi le dăm la cuptor. Rezultatul o să fie ca acesta. Mă încadrez în cameră. Acum dăm la cuptor la 170 de grade, circa 15 minute, 10-15 minute, depinde de cuptorul fiecărui.